În weekend vremea nu a mai ținut cont de nimic. După ce diminețile ne-au încântat cu un soare prietenos, sâmbătă și duminică ploile au luat pe mulți prin surprindere. În Câmpina, în câteva minute, drumurile s-au umplut de apă și canalizarea nu a făcut față în unele zone. Pe strada Bogdan Petricei cu HDO a apărut o fântână care făcea concurență celei din jumătatea lacului. Ploaia din weekend nu a venit singură, ci cu piatră. Grindina și ploaia căzută în cantități mari au dăunat culturilor. În localitățile învecinate Câmpinei, grădinile păreau ninse. Curțile erau pline de pietre, printre florile sau răsadurile proaspăt sădite. Toată săptămâna vom avea parte de ploi și până duminică temperaturile nu depășesc 16-17 grade.